Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Această serie de dialoguri face parte din pachetul de evenimente pe care Universitatea Politehnică Timișoara îl propune în cadrul Timișoara 2023, Capitală Europeană a Culturii. Actul academic, am spus-o în fiecare seară, poate să arate și așa. E o continuare, dacă vreți, a ceea ce înseamnă actul academic în sensul lui propriu. Doamnelor și domnilor, invitata din seara asta e o persoană care a făcut o carieră internațională extrem de consistentă, încă de la o vârstă foarte tânără. Sunt sigur că toată lumea din sala asta știe despre cine e vorba, dar vă invit să vedeți un scurt film de prezentare. Doamnelor și domnilor, Oana Stănescu. Bună seara, Oana! Bună seara! Ești bine? Da, încerc. Ai venit ieri, alaltăieri, când ai venit? În patrie, vreau să zic. În patrie cred că de o săptămână deja. Ai fost la Reșița? Am fost la Reșița și am fost și la Gărână. Foarte direct te întreb, de când ai plecat, pe unde ai umblat în lumea asta și ce ai lucrat? Ce ai creat, ce ai făcut, oamenii cu care te-ai întâlnit, unii dintre ei, de ăștia pe care îi vedem doar la televizor. Cum a fost Reșița cu tine în timpul ăsta? Cum ai purtat Reșița cu tine? O porți cu tine în vreun fel? Cred că un lucru pe care l-am învățat sau că l-am apreciat din călătorie, din toate călătoriile, înveți de fapt despre tine, pentru că te ciocnești de medii care sunt foarte diferite. Cel mai extreme cazuri sunt probabil, zic, Japonia sau... Dar absolut oriunde, la urma urmei, în orice loc care nu e acasă, e un loc nou în care înțelegi lucrurile care sunt învățate față de cele care sunt, să zic, nu menite, dar sunt bătute în piatră. Și prin asta am învățat să apreciez enorm și Reșița, și educația, și cum am crescut în orașul ăsta și ce înseamnă pentru mine. N-am fost tot timpul foarte apropiată, cred că am avut nevoie așa de un detur foarte lung, de un tur în jurul lumii, literalmente, și din distanță am început să caut apropierea. Între timp la noi, în afară de lucrurile mai puțin bune, s-au întâmplat și lucruri foarte bune. O să vorbim și despre unele și despre altele. Unele dintre lucrurile bune sunt că, uneori, nu întotdeauna, dacă ai un vecin rom sau un prieten rom, nu mai e o rușine. Dacă ai o rudă romă, nu mai e chiar așa de rușine. Am depășit un pic palierul ăla. Dacă ești dintr-un oraș în care, unde te uiți în stânga și în dreapta, e gri, sunt urme de la brate, de fabrici și uzine, era mare poveste să spui înainte că ești de acolo. Acum nu mai e așa urât. Spui cu libertate lucrul ăsta. Și mai mult decât atât, un patrimoniu industrial cum e cel de la Reșița începe să devină nu doar interesant, ci începe să fie ceea ce este el de fapt. Patrimoniu istoric în sine, ceva la care te uiți într-un anumit fel. Tu ai ales acolo să te ocupi de funicular. Foarte frumos lucru. Mai ține povestea asta? Funicularul a fost proiectul meu de diplomă. Deci mă urmărește de atunci. Fiind tineri, am și văzut așa, am trăit ultimii ani ai industriei și am văzut și ce înseamnă pentru oraș. Dar de bine de rău e foarte integrată industria în oraș. Nu poți evita, funicularul trece peste centru. Și noi copii fiind, mai ales în liceu faci tot felul de chestii, unele mai sănătoase decât altele, ne cățăram pe el. Pentru că îți dă o perspectivă relativ unică asupra orașului, e un loc unic din punctul ăsta de vedere și probabil și pentru că nu aveam voie. Și cred că a fost nu prima oară, dar am zis, ok, pot să fac o diplomă care o fac sau pentru școală, că mi se cere, că după 6 ani cheful cam trece, dar am încercat să mă întreb pe mine, dar pot să faci ceva ce te-ar interesa? Dacă tot petreci 6 luni sau aproape un an, cum ai vrea să-ți petreci timpul respectiv? Și am încercat cumva să caut responsabilitatea sau să văd, ok, pot să încerc. Și am încercat atunci și să văd dacă am voie să fac asta, să vând, să conving școala că funicularul e un proiect de diplomă și așa mai departe. Acum ai voie? Acum îl facem, se pare că. După mulți ani e o poveste, de multe ori nu vine să cred și ca și arhitect trebuie să zic că înveți să trăiești cu o inimă ruptă, așa, pentru că cumva nu crezi până nu vezi. Pentru că proiectele durează foarte mult timp și depind de foarte multe elemente care sunt în afara controlului propriu. Dar pot să zic că e un mic miracol și cu o echipă incredibilă de proiect și Bogdan Demetrescu, fără de care proiectul n-ar exista. Suntem acum în faza de proiect tehnic și sperăm în câțiva ani să vă putem invita acolo. Sunt momente în care te gândești la faptul că arhitectura nu mai e doar un ansamblu de cărămizi. Asta sună brut. Dar arhitectura nu mai e doar celebra chestie cu muzica împietrită și așa mai departe. Arhitectura acum e ceva foarte complicat. E un amestec de toate. E acolo și psihologie socială, e și filozofie, e și muzica aia împietrită. E foarte multă comunitate, de multe ori, mai e și aspectul ăsta al arhitecturii efemere, care apare din când în când. Nu mai e lucrul ăla care se adresează ca piramidele, posterității, adică se adresează unei lumi cum suntem noi, toți cei de aici. Ești în mijlocul felului ăstuia de fenomen. Se obișnuiesc oamenii cu ideea asta? Că arhitectura nu e ceva la care, sau nu mai e ceva la care cu toții ne aliniem ca un juriu și spunem asta e urât, asta e frumos? Se obișnuiește lumea cu ideea asta? Eu cred că la urma urmei noi ne petrecem întreaga existență într-un mediu construit. Oricât ai merge și în munți, tot majoritatea mediilor în care trăim sunt construite de cineva, de bine de rău. Și cred că foarte mulți ani s-a vorbit despre arhitectură ca și când omul de rând nu ar avea nimic de zis despre ea. Exact. Și numai experții știu mai bine. Dar la urma urmei omul trăiește într-o casă, într-o cameră, merge la lucru undeva, trece pe stradă, deci el are experiența spațiului, care din punctul meu de vedere este mult mai importantă și a fost neglijată pentru foarte multă vreme. Ai spus spațiu. Când spunem spațiu, din nou, spațiu e un cuvânt care a căpătat foarte multă greutate acum. Nu mai e doar o noțiune geometrică, nu mai e doar o noțiune abstractă, nu mai e doar o noțiune filozofică. Spațiul nu mai e doar un spațiu al gândirii, ci e un spațiu care are extrem de multe fațete. Tu ești cineva foarte interesat de ideea de spațiu. Definești pentru noi ce înțelegi tu acum prin spațiu? Nu-mi prea plac definițiile. Pentru că, hai să încercăm să vorbim atunci despre spațiu. Nu, stai că zic. Nu-l defini, zi despre el. Pentru că limitează posibilitățile. Bine, depinde de definiție. Dar cam de aceea ezit, pentru că cred că sunt foarte multe moduri de a ne uita la spațiu. Dar cred că arhitectura, din multe puncte de vedere, e mult mai simplă decât cum se vorbește despre ea. Și cred că e mult mai... Da, mult mai simplă. Ar fi bine să fie cărămidă, din păcate în ziua de astăzi nici măcar. Dar la urma urmei e, cum să zic, poate să facă doar atât. Deci ne acoperă, ne oferă o protecție de mediu, de una alta, dar la urma urmei, din punctul meu de vedere, valoarea spațiului este în ce posibilități oferă oamenilor de inhabitare, de congregare, de... Nu contează dacă e vorba de 1, 10, 100 de oameni, dar la urma urmei oamenii sunt cei care aduc la viață un spațiu, pentru că un spațiu fără oameni, la urma urmei, nu are multe oferit, nu? Știi că noi, deocamdată, în România, noi învățăm lucrul ăsta. Suntem în cursul unui proces de învățare. Dar deja te-ai familiarizat cu lucrul ăsta. Din moment ce ai un proiect în lucru aici, te-ai familiarizat cu lucrul ăsta. Noi învățăm asta. În alte locuri, lumea s-a cam obișnuit cu ideea asta. Dacă te duci la Hamburg și vizitezi clădirea Filarmonicii, ți se pare un lucru natural. Dacă te duci și te întinzi pe corpul clădirii operei de la Oslo, ți se pare un lucru absolut natural. Noi încă descoperim așa ceva. Mă interesează să vorbim un pic despre ce crezi că ar trebui făcut aici, în așa fel încât să devenim mai obișnuiți cu definirea asta simplă a arhitecturii. Cum să facem să acceptăm mai simplu când pentru noi încă suntem un juriu și când ascultăm muzică, și când vedem filme, și când judecăm clădiri? Cum să facem să acceptăm arhitectura ca pe ceva mai simplu, mai aproape de noi? E interesant că, pe de o parte, la ce mă gândesc când te aud, ce înseamnă reacția, ce înseamnă să înveți să trăiești în public, într-un mod public în care nu se putea înainte. Nu? Și cumva ce descris sunt medii în care oamenii pot trăi liber sau își pot asuma anumite realități într-un mod public, care e o chestie relativ nouă, pot să zic, pentru noi, din multe puncte de vedere. Și cumva cred că trebuie învățat, dar pe de altă parte, cred că un ingredient destul de important e oamenii, comunitățile în general în oraș, comunitățile în orice oraș știu care sunt nevoile. Fie că e vorba de spațiu verde, de una, de alta. De foarte mulți ani, decenii, și nu doar aici, în multe alte locuri, să zic, arhitectura a fost cumva așa dăruită de sus orașului, oamenilor, exact. Și li s-a zis, acceptați, bucurați-vă de acest dar. Dar nu există motiv pentru care oamenii pentru care acest spațiu este... care îl vor inhabita, care se vor bucura de acest spațiu, nu poate să fie parte din proces. Deci asta e un ingredient, un element critic ca oamenii să fie parte din conversația spațiului, mediului în care locuiesc. Dar nu e ușor, Oana. Oamenii sunt idealizați atunci când e vorba despre discursuri cu substanță politică, dar ei, în realitatea lor, oamenii sunt dificili, noi suntem dificili, strâmbăm din nas deseori, sunt lucruri care nu ne plac, încercăm să ne obișnuim cu ideea că oamenii din administrație, oamenii din politică au datoria să ne dea socoteală, dar pe de altă parte, deseori suntem și niște ființe mofturoase și nu știm ce vrem pentru că venim dintr-o lipsă de învățare a știutului ăstuia. cu noi cum procedăm? Ce facem? Asta mi se pare cel mai interesant, că de fapt nu există un răspuns simplu. Oamenii sunt dificili, și aici și în alte locuri, asta e, și cumva nu există un răspuns simplu sau o scurtătură. Oricât ai încerca. Și la ce mă gândesc foarte des, mai ales când sunt aici, dar în general, eu cum încerc eu să mă prind cu propriile probleme în toată ecuația asta, e foarte ușor să critici ceva. E mult mai greu să faci ceva. Și cum înaintezi în vârstă, apreciezi tot mai mult. Să ai idei simplu, să le pui în practică, e mult mai greu. Și balansul ăsta între idei față de ce contribui, ce faci, față de ce critici, trebuie să existe un balans acolo. Și de-aia e într-adevăr foarte ușor să zici că ceva nu merge, că una ca alta, dar să propui, ca să nu zic să investești timp, energie, într-o conversație cu vecinul, cu nepotul, cu primarul, cu oricine, da, e mult mai greu, dar e singurul mod în care chiar poți să obții ceva de valoare, nu? Sigur e ceva zicală, că toate lucrurile care au o valoare nu sunt ușor de obținut sau de cucerit. Cine ar trebui să facă, sigur că e o întrebare retorică, dar cine ar trebui să facă primul pas în procesul ăsta? Și ne referim, uite, acum hai să ne referim la disciplina asta, la meseria asta, la arta asta, că e de toate, la arhitectură. Cine trebuie să facă pasul ăsta prima dată? Arhitecții sau noi, cetățenii? Cum să facem să ne întâlnim în spațiul ăsta contemporan? Pentru că e nevoie să ne întâlnim în spațiul contemporan. Da, bine, oricine, sincer. Nu contează la urma urmei, dar trebuie și să mărturisesc. Cred că arhitectura mi-e un pic mai dragă decât arhitecții. Persoanele de față se exclud. Dar e o realitate acolo în care, cred că an la rând, arhitectura a fost transmisă peste tot, la nivel cultural, așa, prin mitul geniului neînțeles de-a dreptul. Și fenomenul e interesant pentru că dacă ne întrebăm de ce trebuie să mitologizăm aceste figuri, de ce trebuie să credem în acest... E o profesie care e fundamental colaborativă. Nu poți să faci arhitectură de unul singur. Nu că doar depinzi de atâția oameni. Și noi insistăm să credem că cu tare o singură persoană a creat ceva. Deci e cumva așa o ipocrizie foarte pe față. Dar e interesant dacă analizăm de ce avem nevoie să credem în figurile astea mitologice și este un articol scris de Denise Scott Brown în care ea zice că arhitectura are părți măsurate, foarte clare, le poți măsura, înălțime, parametrii, toate cele, dar are alte elemente nemăsurate, vorbeai de arhitectura efemeră, are alte calități care nu se pot măsura, care sunt o parte integrală dintr-un obiect arhitectural. Și de foarte multe ori, să zic din punct de vedere istoric, când ne lovim de ceva ce are dimensiuni, de ceva cu dimensiuni nemăsurate, trebuie să găsim parametrii prin care să putem să ne justificăm părerea sau cumva acceptarea și de acolo ar veni, de exemplu, o perspectivă de ce credem așa. Dar să revin la întrebarea ta, unul din ce s-a întâmplat cu, să zic, cu funicularul și cu alt proiect pe care l-am făcut, foarte, să zic, procesul tipic pentru arhitectură e un client, fie că e primăria sau altcineva, are un buget, cumpără un teren, merge la un arhitect și la un moment dat ajunge, devine și o arhitectură care întâlnește un public, fie că e vorba de o familie sau un oraș sau... Dar ce s-a întâmplat cu funicularul? Funicularul a început din multe puncte de vedere cu un design, cu o idee. Unu, că exista, doi, că am plantat o semânță acolo, cu diploma, și de acolo a intervenit atunci, s-a făcut echipa și primăria s-a mobilizat și sperăm cumva cred că dacă n-ar fi fost receptiv publicul la idee, nu ar fi existat ca și proiect în ziua de astăzi. Deci ce vreau să zic, de multe ori mă gândesc și proiectele. Nu trebuie să fie lineare. Oamenii care au posibilitățile de a cere, de a crea proiecte, nu sunt neapărat cei care trebuie să-și imagineze aceste proiecte. Deci o mare parte din responsabilitatea noastră ca arhitecți este și să arătăm ce e posibil. Pentru că nu cred că asta e una din calitățile pe care le avem. Dar și noi am inversat tot acest proces. Dar în ultimii ani mă gândesc, poate nu trebuie să fie un proces liniar, ci poate să fie ceva mult mai un ecosistem. Deci un proiect, ca să revin la întrebarea ta, un proiect poate să înceapă de oriunde și de la oricine. Bine, e ușor de zis, mai greu de făcut. De acord. Dar pentru mine e important să cred în aceste posibilități. Și pentru fiecare proiect, ca funicularul sau ca piscina de la New York, o să fie 100 care n-au prins energie și care n-au mobilizat o comunitate. Dar totuși este foarte important să nu... Iar e ușor să renunți, e ușor să zici că nu merge. Dar timpul trece, lucrurile avansează, ceva tot se întâmplă. Știi, foarte bine, noi venim dintr-o lume în care spațiul public era definit foarte clar și se spunea, fabrica de la Reșița, combinatul de la Govora, sunt ale întregului popor. Deci, ni se spunea că sunt și ale noastre. Aveam conștiința limpede a faptului că nu sunt și ale noastre. Spațiul public, așa cum îl vedem la ora asta, e o noțiune în care nu plasăm încredere, pentru că am pierdut încredere și atunci spațiul public e ceva de care ne temem, de fapt. Sau dacă nu ne temem, în cel mai bun caz, avem o reticență față de spațiul public. Și deseori e ca și când am arunca, și am face gestul ăla prost, să aruncăm în rigola de lângă casă, ce trebuie să arunci la gunoi, de fapt. Deci nu avem mare încredere în spațiul public. Și doi, am văzut cum după 90, în spațiul public, diferiți demnitari au construit spații verzi de suprafața locului unde suntem noi aici, cu câteva bănci și cu 100 de coșuri de gunoi. Știm povestea asta, s-a râs la un moment dat, e un lucru revolut, sper că s-a dus în timp și că moare acolo în timp, dar ideea noastră de spațiu public cam acolo a rămas. Tu te-ai mutat într-o altă cultură, în alte culturi lucrezi, vorbești, existi în alte culturi. Cum e acolo spațiul public? Cum se percepe spațiul public? E foarte interesant pentru că am trăit foarte mulți ani sau ultimii, să zic, 15 ani în state, în New York și acolo ideea de spațiu public nu există, adică orice spațiu public e la urma urmei privat. Și Central Park-ul e spațiu public, dar supraviețuiește datorită unei organizații non-profit care strânge bani, pentru că pe bani publici nu ar exista orice bancă. Iar voi vreți să faceți The Plus Pool, care e un spațiu public. Care e un spațiu public, dar vrem să atragem atenția asupra nevoii de spații publice, pentru că nu sunt foarte multe contrar aparențelor și spațiile publice, acolo este o și discuție foarte mare care iar ne duce înainte de 90, cumva sunt niște paralele foarte interesante, pentru că spațiile publice acolo sunt extrem de, pentru că sunt private, sunt extrem de supravegheate. Și iară unele comunități sau unii oameni se simt mai bine decât alții. Și iară pare public, arată frumos, dar pentru cine e la urma urmei și cine poate să beneficieze de întregul spectacol e întrebarea fundamentală. Și am învățat să apreciez Europa unde există un pic de infrastructură socială. La Berlin cum e cu spațiul public? La Berlin cred că se îmbrățișează spațiul public. Lumea se folosește cumva cu o autoritate care mie nouă, cu un fel de aroganță sănătoasă, poate, în care se zice, nu, asta trebuie să o dați pe omii ăștia. Nu există pomii publici să nu fie suferă în secetă sau în arșiță. Sau câte sunt demonstrații peste demonstrații. Dar și este un spațiu, la urma urmei, gratuit. Și e un spațiu unde oamenii coexistă, oamenii se tolerează, oamenii se cunosc unii pe alții. Mai e și miracolul ăsta că e un oraș reunificat. Unul vine dintr-o lume a spațiului public golit de conținut, celălalt vine dintr-o lume a spațiului public unde mai era ceva conținut în ideea de spațiu public. Nu, sunt tensiuni reale care încă se simt și se simt la public și e și un oraș relativ internațional. Și pentru mulți oameni care vin, de exemplu, din state, ei nu cunosc libertatea asta de a fi în public, pentru că, de exemplu, state n-ai voie să bei nicio bere cumva pe o bancă sau oriunde. Vine poliția și te ia, efectiv. Nu că asta ar conta foarte mult, dar asta înseamnă că nu trebuie să stai neapărat undeva să dai bani, ci poți sta cu Berlin, pe treptele teatrului și să stai cu orele și să te distrezi acolo fără să trebuiască să mergi undeva. Deci modurile astea de inhabitare. Pe de altă parte, mai sunt și foarte multe acțiuni în care sunt terenuri mici, în care nu se întâmplă nimic, în care se fac propuneri pentru tot felul de instalații, artiști, una alta. Acum, recent, e una pentru o toaletă publică, care nu va mai funcționa ca și toaletă, dar este într-un parc și e un concurs pentru artiști să aplice cine vrea să ia toaleta respectivă pentru un an și să facă program public. Asta e parțial și pentru că artele în general sunt foarte... Deci oamenii merg la evenimente, caută evenimente, caută comunitate și se investește foarte mult la nivel de artă și cultură. Încerc să te pun în fața unui fapt împlinit printr-un exercițiu de imaginație. Să zicem că ai creat împreună cu niște colegi de aici, în Timișoara sau la Reșița, un act de arhitectură efemeră. Lasă la o parte funicularul. Un act de arhitectură efemeră. Ceva cu materialitate textilă, de culori diferite, deasupra, depășind ideea de umbrele și ceva care este literalmente arhitectură efemeră. Nu design urban, ci arhitectură efemeră. Și te întâlnești cu cineva care zice: ce e, domne, prostia asta aici? Cum reacționezi? Cum faci? Cum comunici? Probabil că aș zâmbi întâi, că îmi place, apreciez sinceritatea. Și de acolo aș încerca să am un dialog și aș încerca să aflu de ce e o prostie, ce funcționează, ce nu, la ce s-ar aștepta acolo, de ce îi deranjează, de ce nu. La urma urmei, e un dialog. E important să nu luăm chestiile astea personal. E o diferență între mine și ceea ce fac. Și dacă nu ești dispus la dialog și dacă ești constant doar încerci să te aperi, iară, nu înveți nimic. Și dintr-o conversație de genul ăsta, într-un mod ideal, amândoi am învățat ceva. Într-un mod ideal. Într-un mod ideal. Nu se întâmplă tot timpul, dar cumva cred că e ok. Deci e ok să nu fie situațiile ușoare, să îmbrățișăm. La urma urmei, momentele cred că cele mai importante sau cele care mie îmi rămân în memorie, să zic, țin de umor, țin de oameni, țin de imperfecțiunea asta, care, da, poate să fie dramatică de multe ori, dar ne oferă și posibilitatea și extrema cealaltă. Pentru că o comunitate care chiar se adună, care chiar creează ceva împreună, ceva mai fain de atât nu cred că există. N-am spus ceea ce făceam de obicei. Suntem într-un spectacol viu. Mai pocnesc chestii, se mai aud sirene de salvare câteodată. Lampadarele astea sunt din lemn și s-ar putea să se blegească la un moment dat. Noi tot așteptăm momentul ăsta. Ele se tot strâng, dar sunt niște ființe vii. Lemnul ăla lucrează și el la rândul lui. Deci se poate întâmpla orice. Și dacă se ia curentul, revenim unde rămăseseră. Dacă vorbești despre arhitectura comunității, sună chestia asta de stânga, sună prea de stânga, sună prea... Există și o frică acum că vine un val de ideologie peste noi cu bunele și cu relele ei. Și când spui arhitectură comunitară, se poate înțelege o arhitectură pentru popor, cum ne spunea înainte prietenul nostru Nicolae. E ceva pentru popor. E realistă o arhitectură pentru comunitate? Desigur, nu văd de ce nu. Nu mă prea interesează sau încerc să evit conversațiile care devin binare, care devin despre stânga, dreapta sau da, nu, pentru că nu sunt realiste. După cum ai spus, realitatea e mult mai complexă și este o simplificare a unor povești destul de complexe. Arhitectura este complexă, spațiul urban este complex, orice comunitate e o mașinărie, are o complexitate a ei și de aceea simplificările astea nu cred că ne ajută. Întrebarea pentru mine de multe ori într-o conversație de genul ăsta e ce înseamnă comunitate. Cu toții facem parte din foarte multe comunități, nu doar din una singură. Despre ce comunitate e vorba? Ce înseamnă arhitectură comunitară? Te opresc un pic. Cineva ar putea să spună, domnule, comunitatea timișoreană. Cum răspunzi? Vag. Foarte vag și generic. Și, bine, nu că nu există, dar în comunitatea asta timișoreană sunt foarte multe comunități, care unele s-ar identifica ca făcând parte din comunitatea timișoreană față de altele care nu. În general, mi se pare că și jobul meu ca designer, ca arhitect, este când mi se pune ceva în față, eu să interoghez întâi limbajul, cuvintele, vocabularul cu care mi se prezintă. Pentru că, încă o dată, nu e jobul oamenilor care cer o arhitectură să înțeleagă neapărat cum funcționează procesul de a crea arhitectură sau să-și imagineze ceva mai mult. De exemplu, tot timpul zic și în școală, în conversații cu studenții, clientul o să vină și o să zică am nevoie de 3 dormitoare, 2 bucătării, 5 băi. Jobul meu este să întreb, ok, sună bine, dar cum vrei să folosești spațiul? Ce vrei să faci acolo? Pentru că s-ar putea să ajungem la o cu toată altă ecuație. Pentru oamenii care nu sunt arhitecți, ei înțeleg de multe ori arhitectura prin camere, prin anumiți termeni, dar arhitectura are mult mai mult de oferit de atât. Și e jobul meu sau jobul nostru ca arhitecți să reinterpretăm, să înțelegem, să reinterpretăm și să ne asigurăm că ceea ce se oferă la urmă e mai mult decât ce își poate imagina persoana. Păi, Oana, clientul poate să vină și să spună, stimată doamnă arhitect, eu am nevoie de asta, 10 camere, un spațiu la subsol, aș vrea un etaj de felul ăsta și o mansardă. Uite aici o sumă importantă, arhitectul îngheață și următoarea precizare e, dar nu pui întrebări. Și arhitectul nu mai pune întrebări. Nu suntem într-o situație ideală, dar ea se întâmplă. Cum facem? Bine, ca arhitecți nu suntem într-o situație ideală. Breasla nu este într-o situație ideală. Pentru că dacă ajungem sau ne punem în situația asta, din start ceva este o ierarhie sau un mod de a discuta care nu... Și-ți mai și spune, dacă tot îți dau banii ăștia, fără și de autorizație de construcție cum se cade, lasă cu monumente și cu astea și cu... Te descurci. De-aia ziceam înainte că mi-e mai dragă arhitectura decât arhitecții. E ușor să vorbim de arhitectură în termeni, să zic, exagerați și să zic, vorbim de piramide una alta, dar realitatea e că 95, dacă nu 99% din ce se construiește acolo, în lume în general, se construiește și fără arhitecți sau efectiv este de mai mult un calcul economic decât un exercițiu în creativitate sau un exercițiu o arhitectură care încearcă să creeze mai mult decât doar, să zic, cerințele economice de pe hârtie. Tu te-ai retras din curentul ăsta principal. Nici nu cred că am ajuns în el, nici nu m-am văzut în el, nici n-a fost o zonă care să mă intereseze. Nici nu știu dacă ar fi fost neapărat posibilă. Dar nu este un mediu în care mă interesează. Mi se pare, după cum ziceai, dacă ce contribui eu? Dacă clientul își are deja, nu o viziune, că n-aș vrea să zic viziune, ci își are calculele lui făcute. Dar nu doar asta. La urma urmei contează pentru mine, cum mă uit eu la arhitectură și la clienți, că proiectele pe care le fac se extind de la case, la, să zic, funicular, dar la instalații, deci nu sunt specializată pe un anumit domeniu de arhitectură sau pe un anumit tip de arhitectură. Și pentru mine ceea ce contează de fapt e cine e persoana, cu cine stau la masă și care e conversația. Pentru că dacă nu ești respectat din start, nu o să fii la finalul proiectului. Ce ești până la urmă? Că tu ai zis mai devreme. Designer, arhitect... Instigator, cred că mai mult decât orice altceva. Sunt arhitect, nu văd mare diferență între arhitect și design. De bine, de rău, arhitectura e ce știu ce să fac, dar cred că sunt parte și fac parte dintr-o generație în care am văzut cum se profesa arhitectura înainte și înainte de criza financiară din 2008. Și am și trăit valul ăsta de schimbări tehnologice și cred că reacția a fost foarte imediată în a respinge anumite moduri de a lucra și implicit anumite moduri de a trăi. Parțial pot să și zic, mie mi s-a părut și după ani de zile de a nu locui acasă, de a nu fi înconjurați de familie, de prieteni, de munți, de toate cele, am zis, ok, eu n-am făcut toate astea doar ca să fac o chestie în care nu cred. Și cumva am simțit așa un fel de responsabilitate față de mine, parțial și față de oamenii din viața mea, pentru că e ciudat cumva să fii în lumea largă, să vezi ce e posibil și să renunți. Și de multe ori mi se pare că în vest, sau să zic în state și în vest în general, când că mai gândesc așa, oamenii nu înțeleg sau nu văd posibilitățile care le au și care le stau în față, pentru că din cauza sistemelor proprii și sunt foarte multe motive foarte interesante acolo. Putem vorbi și de școli, de exemplu, școlile private, dar mi se pare fascinant că vezi oameni care au acces la resurse, au toate sistemele de siguranță în jurul lor, dar le lipsește voința, puterea de a-și imagina altceva. Fac parte dintr-un status quo pe care vor să... Dar nu doar asta, și-au creat sistemul propriu și în care le e frică să iasă din sistem, să nu pice. Eu cum nu vin din niciun sistem, care trebuie să-mi creez propriul univers tot timpul, nu s-a pus problema de ce să adopt alt sistem, de ce să mă leg la alt sistem, văzând și momentul ăsta de schimbare prin care trăim toți în ultimii 20-30 de ani. Mulțumesc foarte frumos pentru schimbare. E exact ce ne trebuie acum. În mod normal, suntem într-un nod al discuției noastre. Ar trebui să cotim. În momentele astea de cotitură, vecinii de la etaj intră în funcțiune. Ei sunt o formulă muzicală foarte arhitecturală, de fapt. Și dacă e din toată inima să îi asemăn cu ceva, ei fac o muzică foarte asemănătoare cu arhitectura efemeră. Tot timpul e o căutare în ceea ce fac ei. E o căutare a armoniei, uneori se găsește, alteori nu se găsește, dar e o căutare făcută cu rafinament, uneori se termină în coadă de pește, alteori dă o hotărâre, dar rămâne o căutare și asta e absolut fascinant. Și ne ajută de fiecare dată la momentul ăsta de cotitură. Ei sunt Radu Vâlcu-Cvintet. Mulțumim foarte frumos, domnilor! Ei sunt Radu Vâlcu-Cvintet, Radu Vâlcu la chitară, Andrei Petrache la pian, Amelia Trifu la vibrafon, Mihai Balabaș la vioară și Anthony Gutierrez la tobe. Piesa se cheamă Daydream. Mulțumim foarte frumos, domnilor! Între timp am primit și niște cețuri, s-a aranjat microfonul tău. Oana, după pandemie, te-am văzut vorbind extrem de implicată în subiectul ăsta, în câteva conferințe, în câteva interviuri. După pandemie, în ce măsură s-a schimbat felul în care ne raportăm la arhitectură? Îți dau niște exemple care sunt absolut fascinante. Sunt comunități din Europa care cer în mod explicit administrațiilor locale să nu mai vină turiști sau să limiteze fluxul de turiști. E cunoscut lucrul ăsta. Sunt câteva publicații foarte bine așezate pe picioare care au scris despre un concept nou care se cheamă turismul de răzbunare, revenge tourism. Oamenii simt că, într-un fel sau altul, cineva le-a luat 2 ani din viață, într-un fel sau altul. Se simt frustrați, se simt nedreptățiți și, într-un fel, călătoresc ca să se răzbune. E o răzbunare, desigur, poate că nu revenge și răzbunare sunt cele mai bune cuvinte în situația asta, dar e o recuperare făcută cu asupra de măsură. Lucrurile s-au schimbat în mod fundamental și pentru arhitecți după povestea asta. În general s-au schimbat pentru toată lumea. Cum s-au schimbat pentru tine lucrurile după anii ăștia 2 de pandemie declarată? Cred că încă încerc să-mi dau și eu seama. Interesantă pandemia pentru că nu mai întreabă nimeni de un vaccin, de un test, de una alta. E foarte ciudat. A dispărut toată și suntem așa, parcă nici n-a existat. Nu se vorbește despre. Ca și când ne-ar fi rușine de o perioadă foarte emotivă sau foarte puternică. Exact. Care nu vrem să recunoaștem. Exact. Ușor istericuți, una alta, dar da, parcă ne e rușine de ce am simțit, de frica pe care am simțit-o, de emoțiile puternice prin care am trecut. Trebuie să mărturisesc că eu am avut momente de speranță în pandemie că am învățat ceva și că ne-am folosit de acest exemplu care ne-a arătat că anumite lucruri sunt într-adevăr posibile. Și că am învățat și am încercat să continuăm pe acea direcție, dar acum sunt mai puțin optimistă, probabil, pentru că ce se întâmplă într-un moment de schimbare, de foarte multe ori, sau îmbrățișezi schimbarea, experimentezi, mergi pe acea cale, nu ți-e frică de nou, de necunoscut, sau încerci din contra să negi că a existat momentul sau oportunitatea și devii mult mai conservativ și cumva uiți. Și cred că suntem în momentul ăsta. Dar să răspund la întrebare, personal am beneficiat de acel moment de calm și am avut noroc de cum am reușit să trec prin pandemie și mie trebuie să recunosc că îmi plac situațiile excepționale. Pentru că, din nou, învățăm despre noi înșine. E un pic ca și când trebuie să te uiți, ești confruntat cu tine și trebuie să înveți ceva, vrei, nu vrei. Într-un fel sau altul, noi încă mai suntem în mijlocul. E un teren foarte bun pentru iubitorii teoriilor conspirației. Anii ăștia sunt absolut minunați. Înnoți ca peștele în apă dacă ești împătimit de chestiile astea. Pentru că pandemia pe de o parte, pe de altă parte criza economică, pe de altă parte invazia din Ucraina, nu formulez niciodată războiul din Ucraina, ci invazia din Ucraina, pentru că e o diferență foarte mare. Este o invazie a trupelor Federației Ruse într-o țară independentă. E simplu. Nu e un război care a izbucnit așa. Toate astea la un loc creează un context foarte complicat. Frica despre care noi vorbeam adineaori, aia de care ne e rușine, s-a dus. aia cu măștile, cu vaccinul. Acum avem alte frici. Fricile astea ne populează mințile într-un mod foarte bizar. În momentul ăsta în care lumea e așa cum e, care e opțiunea ta? Aia opțiunea ta personală. În ce fel de lucru te duci? În ce fel de zonă a muncii tale te duci? Cel mai bun mod de a răspunde, eu cumva am trecut probabil prin două mici pandemii, nu pandemii, dar mini-crize, să zic. Una a fost cu câțiva ani, cu vreo 3 ani, o criză de sănătate personală, înainte de pandemie, dar... Hai să și spunem despre ce e vorba, că e vorba despre ceva despre care tu vorbești. Cancer la plămân. Vă recomand să nu fumați. Nu-i de la fumat, totuși, nu fumați. PSA. Am avut baftă, am avut noroc, cea mai bună formă de cancer la plămân. Mi-e greu dacă cumva, există o formă. Știi, totul e relativ. La doctor, când m-a sunat, a zis ești norocoasă. Forma cea mai bună. Știu că nu e un subiect neapărat ușor pentru multă lume. Mie mi-e greu să vorbesc de traiectoria mea creativă sau și ca individual fără să vorbesc despre asta, dar realitatea e și că toți avem direct sau indirect, vom avea sau avem experiențe cu asta. Dar ca și să zic că criză, una a fost la nivel mondial, aia a fost la nivel personal, dar cred că ambele experiențe m-au împins tot mai mult spre mine, m-au împins, mi-au arătat cât de puțin timp avem, cât de fragedă e viața, cât de fragili suntem noi. Și cumva am zis, ok, dacă tot e așa, ce facem cu timpul pe care îl avem? Și asta înseamnă că încerc să sunt mult mai zgârcită cu timpul meu, unde îl petrec și cu cine. Un proiect durează ani de zile. Încerc nu atât să repet istoria, să încerc să creez mituri de orice fel, ci din contra, timpul de calitate e mai important decât, să zic, un produs chiar de calitate. Nu că ar fi neapărat că s-ar exclude. Și de-aia încerc cumva, pentru mine luptele astea sunt mai mult interioare și cumva eu exteriorul, contextul îl pot influența doar până la anumite limite. Fricile pe care le descrii, noi oricum trăim tot timpul și sub frica morții. Nu? Asta e ce ne duce în viață. Ironia este, mai ales când ești acolo pe păpas, că frica de moarte te ține să-ți trăiești viața mică, scurtă, așa cum e. Și asta mi s-a părut tot timpul ușor ironic, de fapt. Și ce încerc să spun e că tot timpul există motive de frică, nu scăpăm de ele, nu zic că suntem într-o situație foarte roz, dar întotdeauna vor exista factori externi și da, poate sfârșitul lumii e mai aproape decât a fost vreodată, dar în același timp cred că compasul interior nu poate să depindă de factori externi, deci cumva trebuie să găsim și un mod de a ne orienta, care vine dinăuntru și care nu e la mila circumstanțelor externe. Și acum ce înseamnă interior și cine ajunge în interior e un subiect întreg. Știi că suntem într-o situație nu paradoxală, ci foarte amuzantă. În comunism au fost, în timpul regimului comunist, au fost arhitecți cărora uneori realmente ar trebui să le ridicăm niște monumente, pentru că au salvat niște spații. Sunt cel puțin 2-3 în Timișoara despre care știu și pe care îi admir profund, pe unul și cunosc și îl îndrăgesc și sunt și la Cluj oameni de felul ăsta, și la Iași, și la București, sunt peste tot oameni de felul ăsta care la un moment dat chiar și-au pus pielea la bătaie să salveze un spațiu. E foarte interesant că suntem acum în 2023 și există obiecte de patrimoniu arhitectural din anii 60, 70, pe care merită să le salvăm. Există un patrimoniu industrial senzațional și tu știi bine toată povestea asta de la Reșița și din atâtea orașe ale României, dar există în marile orașe clădiri, spații, piețe, care sunt de atunci, 60, 70, 80. Unii spun, vai de mine, dar asta e arhitectura comunistă, asta e comunismul. Neînțelegând că lucrurile astea s-au transformat așa cum se transformă o mașină banală, n-am să-i spun numele, dar pe care o vedem în toate filmele, într-un obiect de artă, în ceva care trebuie protejat. Noi încă n-am învățat lucrul ăsta aici. Da, cred că, mai ales pentru un moment, exista și un mod de a, din nou, de a nega istoria și de a ne arunca sau de a spera, poate, că e ceva altceva, ceva nou, ceva ne promite, ceva nou poate promite ceva ce trecutul nu a putut ține. Dar după cum am spus mai devreme, arhitectura e destul de simplă, poate face doar atât. Berlinezii cum au făcut? Că ăia chiar sunt puși în situație, ca să zic așa. Da, dar au avut o slujbă mai grea și au avut un proces mult mai lung și o istorie mai dificilă decât noi, dacă pot spune așa. Și cred că ce au încercat să facă, acum dacă chiar le-a ieșit sau nu, este au încercat să proceseze public și ca și comunitate și să sărbătorească pe de o parte spații, oameni, dar și să aibă discuțiile dificile prin artă, prin cultură, prin spațiu, prin conversații. Pentru că e singurul mod prin care poți depăși ceva. Dar arhitectura, nu arhitectura... Blocurile gri nu sunt blocurile gri, sunt blocurile noastre gri. Și nu blocurile creează arhitectura, comunismul, nu? Deci nu arhitectura creează un sistem. Arhitectura poate fi rezultatul unui sistem, dar asta nu înseamnă că nu are alt potențial și între simbolismul față de realitate, față de context, e mare diferență acolo. Și, iară, nu este un răspuns simplu, dar pe mine asta mă fascinează atunci cu o problemă de genul ăsta. Cum putem, nu este sustenabil mereu să reconstruim sau să construim din nou. Nici nu neapărat nu înseamnă că va fi mai bun, dar și produci foarte multă, risipești foarte multă energie, materiale, timp și, într-adevăr, avem bogății arhitecturale foarte mari, foarte faine, care chiar m-aș bucura să... Și poate o generație mai tânără e un pic mai liberă și un pic mai pregătită să îmbrățișeze aceste... Aici, la Timișoara, există o... Hai să ne referim la comunitatea mare, care conține mai multe comunități. Comunitatea asta mare, care conține mai multe comunități, e obișnuită în mod organic cu coexistența comunităților. Deci aici nu e nevoie mare să explici adânc faptul că au trăit și trăiesc atâta vreme împreună și maghiari, și germani, și români, și evrei, și sârbi, și lumea care a venit în timpul industrializării încoace, de prin alte județe. Lucrurile astea fac din Timișoara o comunitate complexă care nu e foarte reactivă la lucruri la care sunt reactive alte comunități. Adică o comunitate mai omogenă cade foarte ușor pradă, pe românește se zice, fuge foarte repede după fentă. Adică e suficient ca un politician prost, redus, deși trăiește într-o epocă contemporană, el este prost și redus, flutură o tâmpenie prin fața oamenilor și oamenii au fugit după fentă. Nu mai sunt atenți la ce interesează, la cămașa și la tricou care sunt aproape de pielea lor, la blocul lor, la spațiul lor de locuit, la piața publică, la lucrurile astea. Dacă ar fi să predai la școală, aici, la noi, la arhitectură, când e vorba despre așa ceva, despre participarea publică și despre faptul că nu e atât de ușor ca pentru teatru. E ușor să spui și pentru teatru. Ca să aduci spectatorul la teatru, domnule, teatru trebuie să iasă în stradă. Filarmonica trebuie să iasă în stradă. Cum iese arhitectura în stradă, Oana? Ce le-ai spune colegilor de la școala de arhitectură? Acum, Nu vreau să vorbesc prea mult de Timișoara, pentru că nu trăiesc aici și chiar există comunități foarte serioase aici care se ocupă de asta. Mie mi se pare foarte fain și în ultimii ani, de fiecare dată când am venit, sunt foarte multe evenimente din punct de vedere arhitectural. Mi se pare comunitatea arhitecturală e una din cele mai vii pe care le-am văzut. Și asta mi se pare fascinant și foarte interesant. Cred că sunt mai critică la nivel de educație arhitecturală. Și asta pentru că, și pentru că predau de ani de zile, dar și pentru că academia, în general, educația, este parte dintr-un sistem fundamental conservativ și care nu vrea să se schimbe. Și în ziua de astăzi, în care lumea se mișcă cu o anumită viteză, interesant pentru că arhitectura e înceată, fundamental. Creezi ceva pentru zeci de ani, de bine, de rău. Trebuie să fie un proces lung și dificil. E bine, e ok să fie așa. Dar lumea din jurul nostru se schimbă și modul în care predăm și în care vorbim de arhitectură și înțelegem arhitectura, trebuie să se schimbe fundamental. Ziceai înainte de arhitecți din timpul comunismului, unul din lucrurile cele mai importante e de fapt ca arhitecții să lucreze pentru oraș și nu să prețuiască, să zic, biroul propriu sau numele propriu. De fapt, contribuția cea mai mare care o poți avea ca și arhitect este lucrând pentru o primărie. Evident, e nevoie ca politicienii și infrastructura să facă posibil aceste poziții și, să îi implice deci până la adâncimile întregilor proiecte. Acolo, iară, e un nou semn ca posibilități. Teritoriul e foarte fraged, de fapt, și posibilitățile sunt nelimitate pentru, să zic, pentru educația arhitecturală. Noi nu suntem specialiști, suntem de fapt generaliști. Știm un pic din multe, dar nu ieșim din școală știind o chestie foarte bine. Și asta cred că e de fapt o chestie foarte sănătoasă pentru lumea asta care se schimbă foarte rapid. Învățăm ce știm. Cred că unul din talentele principale ale arhitectului este că se adaptează și știe să se uite la o problemă foarte complexă și să nu intre în panică și să găsească o abordare creativă în a coordona, în a face o realitate creativă posibilă dintr-o problemă extrem de complexă. Și dacă pe tânărul arhitect îl interesează statutul social, pentru că a fi arhitect e o problemă de statut social și adevărul adevărat este că traseul statutului social al arhitectului după 1990 a fost și încă mai e destul de complicat. Dar în arhitectură poți să devii o instituție personală. Ești cineva care e o instituție prin propria ta persoană. E tentant lucrul ăsta. Foarte. Dar depinde de cum o faci. Nu? Faptul că devine... Există extreme întotdeauna și întrebarea de multe ori, mai ales pentru tineret, ideea asta de statut social, cam am probleme cu zona respectivă. De exemplu, mi se pare în Statele Unite, ideea e, toată lumea înțelege că sistemul este fundamental rupt, nu funcționează pentru nimeni, dar nimeni nu vrea să schimbe sistemul pentru că toată lumea vrea să fie ăla unul care câștigă. Și este un sistem foarte nesănătos, ceea ce mi se pare că avem ca și societate, de bine de rău, suntem interdependenți. Întotdeauna am știut că depindem una de alta. Cel puțin pentru mine asta a fost experiența de Reșița, de Gărâna, de cum am crescut. Ai nevoie de ceva, e așa, telefonul fără fir, umblă, pentru că nu existau sisteme pe care să ne putem baza. Depindeam unii de alții și am învățat asta destul de fragil. Din păcate, acum se sărbătorește foarte mult individualismul și ego-ul și personalitatea individuală, dar nu duce individualismul extrem, putem să ne uităm la Statele Unite, nu duce la o societate foarte sănătoasă, dacă putem spune așa. Și pandemia, din nou, ne-a arătat cât de interdependenți suntem și mi se pare o chestie importantă de înțeles, de acceptat, nu doar de acceptat, dar e partea frumoasă a ce înseamnă a fi om, la urma urmei. Se vorbește despre o anatomie a orașelor. Câtă vreme orașul este un organism, el are și o anatomie. Se vorbește despre țesuturi ale orașului, despre țesut urban, despre țesut social, despre țesut instituțional, despre cât de complex e un oraș la ora asta. Ai spus cum e la New York. Mă interesează cum e și la New York și la Berlin, pentru că tu trăiești în ambele locuri și te manifesti în ambele locuri. Cum e când se aude replica asta, orașul ești tu? Sau, spusă la persoana întâi, orașul sunt eu. Trăiește replica asta? Există ea în realitate? Se traduce în vreun fel în realitate? Orașul sunt eu? Pentru că noi încercăm în România să... Eu încerc la postul public de televiziune unde lucrez, e unul dintre subiectele care mă preocupă foarte tare, să spun că orașele, să-i ajutăm pe arhitecți și pe oamenii care edifică, să înțelegem că orașele suntem noi. Americanii de la New York și lumea de la Berlin, cum trăiesc chestia asta, orașul sunt eu? Interesantă întrebare. Nu știu dacă au nevoie să o exprime, pentru că o trăiesc pur și simplu. Și poate în moduri diferite. În New York, aș zice, e un oraș enorm, suprapopulat, în care toată lumea, chiria e scumpă, lumea locuiește, trăiești foarte mult afară, în oraș, efectiv, în spații publice diferite, chiar dacă sunt private. Asta înseamnă, pentru că e așa de mare, e ceva pentru oricine și îți găsești micul tău univers și, într-adevăr, sunt microcomunități care își creează teritoriile proprii și care au forme de libertate, dar sunt de multe ori ascunse sau nu le știi tot timpul, pentru că e orașul așa de mare, există foarte multe mici spații. La Berlin, cred că altfel, e mult mai amestecată societatea. Nu este așa de separată cum e în state și se trăiește foarte mult într-un mod... împărțim spațiul, dar nu mă interesează ce faci. Cu zero... În New York... Dar am respect pentru ceea ce faci? Nu că am sau nu am, dar nu e treaba mea. Deci, cumva, e o formă de respect. La urma urmei, să zici, poți să faci ce vrei, cât timp nu intri în zona mea sau nu mă afectezi pe mine sau nu sunt deranjat, n-ai nicio treabă. Am observat asta foarte de multe ori. Zice, nu-i treaba mea, faci ce vrei. Și fain. Am văzut o scenă foarte interesantă la Berlin. Nu se întâmpla înainte. E... o scenă antepandemică, foarte interesantă, pentru că lumea a devenit extrem de diversă și pentru că lucrurile astea profund neprevăzute, care se pot întâmpla oricând, ne sperie pe toți. Comunitățile mari au devenit chestii extrem de imprevizibile și e firesc să fie așa. Am văzut un cetățean care la câțiva metri de mine s-a certat cu prietena lui, a luat bicicleta și a început să dea cu bicicleta de pământ. Lumea în jur s-a speriat, pentru că omul era foarte agresiv și au apărut din neant doi polițiști, foarte bine făcuți, uniforme, tot ce trebuie pe ei, și reacția a fost extraordinar de interesantă, că unul dintre ei a făcut un pas și cred că pleca să-l placheze, și s-a oprit, s-a uitat la el, ăla și urla, dădea cu bicicleta și urla, și i-a făcut un semn, așa, și i-a spus... Românește, noi am spune ciocul mic. Las-o mai ușor. Și omul s-a potolit și a luat bicicleta și a plecat, pentru că știa care sunt consecințele. De-aia e foarte interesant să vorbești despre comunități, că ele sunt extrem de diferite. Mă gândeam să comparăm chestia asta cu o situație de la noi. Nu suntem încă în locul ăla. Prietenii, colegi și studente au întrebări pentru Oana? Bună seara, mă numesc Mihail Ardelean și sunt student la facultate aici la arhitectură și întrebarea mea este ce înseamnă pentru dumneavoastră conceptul în arhitectură acum spre deosebire de perioada studenției? Interesantă întrebare. Eu, când am intrat la arhitectură, nu știam nimic despre arhitectură. Și prima oară când am auzit de Mies van der Rohe, am crezut că e titlul unei reviste. Deci mi-a luat ceva și am fost, dar a fost fascinată. N-am avut o educație majoră, să zic, pe partea de cultură. Veneam din matematică, dar pe partea artelor nu știam multe. Astfel încât, pur și simplu, de a descoperi ideea de concept și multele fațete, a fost ceva foarte... foarte fascinant. Cred că la momentul respectiv încă consideram conceptul o chestie fundamentală, sau nu fundamental, dar care trebuia să aibă efecte formale. În ziua de astăzi, forma în sine mă interesează foarte puțin și mă uit la concept mult mai mult din punct de vedere, să zic, abstract. Deci forma te interesează mult mai puțin? Da. Și te gândești la concept mult mai abstract. Adică? Exact. Când eram în școală sau când descoperi, așa, începi superficial să înveți sau te adâncești mai mult în arhitectură, primul reflex este să tratăm arhitectura la nivel superficial, ca și imagine, ca și formă. Dar odată ce înțelegi și limitarea arhitecturii, înțelegi că acolo e de fapt puterea arhitecturii. În faptul, în ce oferă publicul, în ce oferă omului în general. Și dacă omului nu-i place? Dreptul lui. Adică întreb ceva foarte direct. Da, te rog. Parcă am fi la o bere, dar întreb ceva foarte direct. Nu există uneori și o băgare pe gât inconștientă, absolut inconștientă, nu e plănuită. Nu primim noi uneori artă contemporană băgată pe gât fără să ne dăm seama și ea se numește sau se auto-intitulează arhitectură? Cu siguranță. Eu țin minte și când am intrat la arhitectură, nu știu dacă făceau mișto de mine, dar... și familia și prietenii întrebau, da, asta îți place, da, asta nu, da, asta e bună sau nu. Și cred că de multe ori suntem puși în postura în care crezi că trebuie să ai un răspuns. E ca și când trebuie să fiu arhitectul acum, trebuie să vă zic ceva. Și de cele mai multe ori ce am descoperit sau cum mă uit eu la problema asta e când nu ai răspuns, nu trebuie să inventezi unul, că mai mult pe tine te minți decât pe alții. Și cred că întrebarea nu e cea potrivită, nu? Și ce vreau să spun cu asta e, poate din nou ne uităm, îți place A, îți place B, putem la nesfârșit să debatem dacă două arhitecturi, una e mai bună decât cealaltă. Absolut, noi, în facultate, tot ce facem e ne uităm la un proiect și discutăm. Orice proiect, orice chestie creativă care o pui pe masă, se poate dezbate la nesfârșit. Asta nu înseamnă că nu există și mai bine și mai rău, dar există perspective foarte diferite. Și pentru mine, la urma urmei, interesul nu e acolo, pentru că decenii la rând, existau curente din astea în arhitectură care erau exclusiv formale. Pe mine personal nu mă interesează. Formal vorbind, ai văzut pe farfurii la restaurante, până și la alea, la restaurantele populare, domne, la alea cu mâncare bună. Ai văzut ce isterie de plating a apărut în lumea asta? Adică este o isterie pură. Este o isterie a esteticului. Nu mai contează sarmaua și ceafa și Acum, sigur că exagerez, duc lucrurile în extrem, dar este o isterie formală care pare dată în patologic. Da, în arhitectură e la fel. De multe ori ce se vinde, de fapt, și nu doar aici, peste tot, iar ce se vinde e partea superficială. Trebuie să arate ca și marmura, poate e, dar nu sunt elementele care fundamental nu e neapărat, zic, pomul din fața geamului. În schimb, e marmura, că o poți arăta, că se știe că e scumpă, dar poate să fie complet pusă aiurea sau, mă rog. Sunt foarte, cred că în toate domeniile, de la artă, la cultură, la muzică, la fashion, în toate formele de artă, e mai ușor să vinzi ceva la nivel superficial. Dar cred că și noi avem un pic de autoritate aici în a ne întreba ce cumpărăm și de ce. Și poate câteodată e bine să te distrezi cu anumite elemente, dar e mai ușor cumva să vinzi ceva la nivel superficial sau și să accepti ceva superficial decât să te întrebi sau să încerci să înveți un pic mai mult despre un subiect. Mai așteptam o întrebare cu drag, dacă există. Bună ziua, mă numesc Halma Ghioana, sunt studentă la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca și am o întrebare poate ușor clișeică, dar ce sfat ați da unui student la Facultatea de Arhitectură sau ce anume îi învățați pe studenții dumneavoastră? Ați bătut drumul de la Cluj aici? Poftim? Ați bătut drumul de la Cluj aici? Da, da, da. Bravo, mulțumim! Mulțumesc! Sper că îi învăț un pic mai multe decât pot răspunde acum în câteva minute. Dar cred că singurul sfat, și în general mie cam stau departe de ideea de sfat, dar singurul lucru sau lucru care a făcut diferența cea mai mare pentru mine a fost că am reușit să umblu, de bine de rău. Întâi Erasmus, în stânga, în dreapta. E singurul mod prin a ne expune la moduri diferite de a trăi, de a crea arhitectură, de a înțelege arhitectura. Mai ales arhitectura trebuie văzută ca să fie înțeleasă. Din păcate, în ziua de astăzi, prea des hotărâm pe baza imaginilor, care sunt two-dimensional, sunt în două dimensiuni, nu sunt în trei dimensiuni. Arhitectura trebuie văzută, trăită și cu trăirea arhitecturii se experimentează și cu culturi diferite și implicit și cu cultura proprie. Și astea sunt lecții care nicio școală nu le poate da, ci vin din experiență. Am bucuria să mă număr printre prietenii actorului Marcel Iureș și ne plimbam în București și a apărut o persoană care i-a cerut bani. Nu o să mă apuc eu acum să mă scălămbăi și să arăt, dar juca foarte și Marcel Iureș s-a uitat și a zis: de ce faci, domne, așa? Și omul s-a blocat, omul care cerea s-a blocat. Și a zis: e mult, joci mult. Cere foarte simplu, zi, am o nevoie, dăm niște bani. Uite, încearcă la următorul. Stăm aici și i-a mers. Am stat vreo 10 minute și i-a mers mai bine. A cerut mai simplu. Atât la întrebare. De ce faci atâta? Faci mult. Fă, domne, mai puțin. Mai avem vreo întrebare? Sfat mai bun arhitecților n-aș fi putut, da. Bună seara. Bună seara. Sunt Anton Alesio, sunt de la Facultatea de Arhitectură din Timișoara și aș vrea să vă adresez o întrebare pe care mi-o pun și eu destul de des. Și e legat de procesul de creație. Vă ridiculizați soluțiile când știți că soluția este cea potrivită și când știți să vă opriți din a genera soluție? Bună întrebare de proces, mersi. De bine de rău, ca arhitecți și ca și oameni creativi, noi depindem de cronometru. Soluția cea mai bună e când expiră timpul, de cele mai multe ori. E greu de zis, dar partea bună în arhitectură și pentru că durează foarte mult să construiești ceva, treci prin foarte multe faze și înțelegi că de multe ori proiectul, chiar am învățat să apreciez schimbările care vin de-a lungul proiectului, care sunt rezultatul structuriștilor, colaboratorilor, situației financiare, a constructorului. Din momentul în care începi să creezi o arhitectură până la final, trece prin nenumărate vieți orice arhitectură. Și mie îmi place, personal îmi place foarte mult să las multe aspecte, de fapt, la mila procesului, pentru că mi se pare devine mai matură arhitectura. În școală e un pic mai greu, nu? Pentru că sunt alți parametri și asta e tot timpul foarte greu în arhitectură, să simulezi arhitectura în școală. Pentru că tu, de fapt, ai foarte mulți factori externi care în școală nu-i poți simula. În școală crezi o arhitectură așa, într-o situație idilică, perfectă, ideală. Dar și acolo depinde de tine când și cum hotărăști și aia cred că ține mai mult de cronometru decât de orice altceva. Dar parțial cred că vine și un pic din experiență sau cu timpul dispare anxietatea sau frica de a face ceva ce e urât, greșit, una alta și începi să faci diferența între o chestie pe care o creezi și tu personal. Obiectul, proiectul nu te definește pe tine, tu vorbești despre proiect. Și cred că asta e foarte important. E o carte, Draft No. 4, în care John McPhee vorbește despre scris. Și zice, prima propoziție când o pui jos sau primul paragraf o să sune aiurea, o să fie ciudat, e o chestie urâtă, dar dacă nu îl pui jos, nu începi niciodată. Dacă nu o scrii. Dacă nu o scrii, dacă nu o scrii, nu există și nu începi niciodată. E la fel și în arhitectură. Cumva trebuie îmbrățișat procesul și trebuie să avem un pic de distanță în a experimenta și în a crea chestii care câteodată o să fie mai reușite decât altă dată. Cred că, ca și arhitect, constant lupți pentru o perfecțiune care nu se poate atinge, pentru că, de fapt, jobul nostru este să luăm o chestie spirituală, măsurate și nemăsurate, și să o aducem la viață, tridimensional, ceea ce e extrem de dificil. E magic, de-a dreptul. Când reușește. E magic. Da. Ai dat din coate în vreun fel să ajungi în poziția pe care o ocupi acum? Ești o persoană cunoscută. La conferințele la care vorbești, în interviurile pe care le-am văzut pe internet, asta le și spun tuturor celor care sunt aici în sală, nu am vorbit atât de mult despre lucrările Oanei, pentru că ele sunt foarte prezente pe internet, ele pot fi văzute acolo. Uitați-vă pe YouTube și vedeți nenumărate interviuri cu ea și conferințe, care sunt foarte faine și foarte inspiratoare, multe dintre ele. Ești totuși o instituție, vrei, nu vrei. Adică lumea te știe. Noi așa știm să definim o instituție. E o persoană pe care lumea o știe. Și când ești prezentată la conferință, se spune, dom'le, avem bucuria să fie aici Oana Stănescu. Nu e o descriere foarte largă. Ai dat din coate, te-ai strecurat în vreun fel, ai avut o strategie. Cum ai făcut? Strategie, sigur, nu. Nu sunt în timpul, zic că ce mi s-a întâmplat de-a lungul vieții, mi s-a întâmplat. Am și muncit unde am ajuns. Nu aș fi îndrăznit să visez, să ajung să fac lucrurile pe care le-am făcut și să cunosc oamenii pe care i-am făcut. Și cred că o bună parte, foarte multă muncă, cu siguranță, dar cred că e subestimată și norocul în general, legea șansei, care e o bună parte din asta. Nu gândesc foarte strategic, din contează păcate. Pe cine știi? Eu pe cine știam sau unde am început, toată lumea e în această încăpere. Deci, adică, cumva, eu predau un curs care se cheamă practică non-profesională. Nu e neprofesională, non-profesională, non-professional în engleză. În care studiem cum lucrează artiștii sau oameni creativi din diverse domenii. Și partea care sper, care o învățăm de 6 ani să facem acest curs și vorbim cu peste 10 artiști, oameni creativi, tot felul, care se strecoară prin viață în moduri atipice, să zic așa. Și partea cea mai importantă sau ce am învățat eu cel mai mult, probabil, în aceste întâlniri, este că nu sunt două cărări care te duc în același loc. Nu poți urma pașii cuiva și să speri să ajungi acea persoană. Dar și că partea cea mai puternică pe care o ai ca și persoană creativă, atul cel mai mare, ești tu. Și e modul tău de a gândi, modul tău de a te uita la lume, care e format complet de toți oamenii pe care i-ai întâlnit de-a lungul vieții, de toate experiențele prin care ai trecut. Cât a contat în procesul ăsta discursul tău foarte articulat? Tu, în englezește, ai un discurs extraordinar de articulat. Idei limpezi, clare, eviți limba de lemn, vorbești mult mai degrabă ca un curator sau ca un artist decât ca un arhitect. Mulțumesc frumos! Ai inginerit treaba asta? Ai șurubărit la chestia asta? Am o minte foarte simplă, și eu ca și arhitectura. E modul meu de a-mi exprima, pentru că e modul meu de a gândi. Nu știu, după cum probabil v-ați dat seama, nu știu să pun un performance. N-aș putea fi actriță pentru nimic în lumea asta. Deci pentru mine e modul meu de a gândi. Dar revoluție este. Și am încercat întotdeauna, mi se pare foarte frustrant că arhitecții de multe ori vorbesc în arhitectură sau de arhitectură într-un mod în care eu nu înțeleg nimica sau nu știu sigur dacă ei înțeleg ceva. Și e ok să existe și genul ăla de limbaj, dar ce mă frustrează pe mine cel mai mult e când ți se zice că este un singur mod de a vorbi despre arhitectură, de a înțelege arhitectura sau orice aspect din lume. Și asta pur și simplu nu este adevărat. Și asta am învățat pentru că am trăit în diferite lumi în care ce e adevărat într-un loc nu e adevărat în celălalt loc. Și modul meu, revin la cred că mi-a luat ceva vreme să descoper că atul meu este propria voce și propria perspectivă, parțial pentru că lucram în birouri cu oameni care toți veneau de la aceleași facultăți, care sunt facultăți de prestigiu, dar la momentul în care ajungeau în birouri, erau îndoctrinați. Și mie îmi lipsea limbajul respectiv, dar asta și însemna că aveam altă perspectivă. Și îți dai seama cum orice sistem, și un sistem foarte renumit... E o construcția ta sau e o construcție a școlii pe care ai făcut-o? Felul ăsta de a fi, non-îndoctrinarea asta, e o construcție a ta personală sau e o construcție pe care ți-a făcut-o școala? Cred că stă în fire. Cred că îmi stă în fire. Întotdeauna... Prima chestie care am scris-o vreodată în viața mea, de care țin eu minte, era unei prietene de la bloc, eram trei oane și ne-am certat cu una și am scris că în prietenia noastră mă simt ca între patru pereți. Întotdeauna am avut probleme cu cei patru pereți, deci cu a fi într-o cutie, a fi limitat într-un fel. De aia zic că îmi stă în fire probabil, pentru că mă plictisesc foarte ușor, dacă sunt sinceră. Și sunt curioasă, îmi place să învăț. Când am ajuns la facultatea de arhitectură, mi s-au deschis orizonturi, să înveț despre arte, despre arhitectură, mi se pare fascinant. Nu-mi vine să cred că în ziua pot trăi făcând asta și încă am aceeași sete și aceeași curiozitate. Și când pierd curiozitatea, atunci se duce totul. Dar de acolo vine, de fapt, din curiozitate și... Da. Când o să fie gata funicularul de la Reșița și când el va putea fi văzut traversând pe deasupra orașul și se va putea vedea orașul trecând pe el, ducându-te și umblând, mergând pe el, când oamenii vor merge pe el și vor vedea orașul și când se va vedea și de jos și de sus tot patrimoniul ăla incredibil, patrimoniul ăla arhitectural, industrial, senzațional. O să mai însoțești lucrarea aia? Și te întreb foarte limpede. Lucrarea aia o să rămână ca o lucrare de arhitectură sau de artă contemporană, ceva care traversează orașul. lumina ei va trebui, în mod normal, să se ducă mai departe, să încălzească și să pornească și alte spații. O să te mai intereseze lucrul ăsta? Cu siguranță. Vreau și să zic că nu va fi un obiect de artă, ci arhitectură, cu siguranță. Și partea importantă cu proiectul e că nu e vorba doar de funicular în sine, ci devine o piesă esențială pentru oraș, un element care permite navigarea orașului în mod complet diferit, dă acces la dealuri și la patrimoniul ăsta foarte verde, care, deși suntem înconjurați de el în Reșița, nu ai acces la el, dar și leagă cartiere, care de altfel sunt un pic rupte de oraș, și leagă trasee de bicicletă și trasee de navigare a întregului oraș, care în mod curent nu există. Întotdeauna ne-a fost foarte important să nu devină un fetiș, un obiect făcut de dragul obiectului. Bine, el e acolo. Ideea a fost tot timpul că e mai greu de dat jos decât de făcut accesibil. Dar cred că dacă ne facem treaba bine, schimbă fundamental modul în care operează orașul sau ce poate oferi el ca și oraș. Și sper asta și pentru reșițeni, sau mai ales pentru reșițeni, dar și pentru oamenii care trec și care vin în Caraș, care merg spre munte, care merg spre lacuri, care sunt atrași de bogăția Carașului. Doamnelor și domnilor, asta e esența a ceea ce încercăm să facem aici. Esența spectacolului ăstuia. Atenția, răbdarea și norocul pe care le avem să ascultăm oameni care au ce să ne povestească. Și poate că cel mai frumos dintre lucrurile astea e când ieșim dincolo de zidurile acestei clădiri și zicem mai departe ce am auzit aici sau ne contrazicem unii cu alții. Despre asta e vorba, e unul dintre lucrurile pe care trebuie să le reînvățăm și pentru asta trebuie să-i mulțumim și Oanei Stănescu.